În toamna anului trecut, am coborât din avion la Londra și m-a luat un prieten ca să mergem pentru un eveniment la ei. Trebuia să mergem la el acasă. Pe drum s-a întâmplat să am un atac de inimă. N-am mai avut până atunci așa ceva. Am mai avut palpitații la inimă, să simt că mă strânge inima, dar atunci eram convins că o să mor. Și n-am mai avut aer, mi-au trecut prin minte, în fine, nu eram pregătit, asta e clar, și nu era nici momentul. După ce mi-am revenit, în fine, am trecut peste moment și la câteva luni am avut un vis despre pandemie, mesajul e pe net despre el. Cumva Dumnezeu m-a înștiințat că o să se întâmple ceea ce urma să se întâmple, doar că n-am prevăzut, pentru că nu mi-am imaginat că se poate întâmpla pe planeta noastră așa ceva. Și pe perioada pandemiei am încercat să fac cât de mult bine pot, pentru că era singurul lucru pe care mai puteam să-l fac online. Nu mai umbli, nu te mai caută nimeni, nu mai are nimeni treabă, deci poți să faci bine necondiționat. Am început să fac câteva mesaje, le-am înregistrat și pe ele, sunt pe net, și după o perioadă am început să simt din nou dureri de inimă. În același timp mi-am amorțit jumătate din palmă, degetele și jumătate din mână, așa. Am început să se tragă după aceea spre final până la cot și apoi la umăr. Am avut dureri teribile, nopțile mai ales și încă mai sunt, dar am luat pentru o lună de zile tratament și am început să-mi revin. Perioada asta am avut câteva discuții cu câțiva prieteni foarte apropiați. Și lor le-am povestit și într-un mod foarte ciudat, ei ca și cum s-ar fi înțeles, au zis că nu sunt mesia și că oricum nu pot să-i ajut pe oameni. În fine, eu știu că intențiile lor a fost bună și au vrut să am grijă de sănătatea mea, dar eu am fost preocupat de faptul că știu așa de multe, am învățat așa de multe, Dumnezeu mi-a arătat atât de multe lucruri și o să mor cu ele sau o să va întâmpla ceva, nu o să mai pot lucra cu mâna dreaptă și atunci nu o să mai pot face nimic, aș fi vrut să fac mai mult. În fine, s-a întâmplat că mi-am revenit și lecția sau ce am învățat este că timpul e prețios. La cât de mult rău se întâmplă în lumea asta, ăsta este momentul în care trebuie să facem și mai mult bine și asta am decis. Nu sunt eu un om foarte mare și nu am eu milioane de vizualizări și așa mai departe, dar nici nu mă interesează. Motivul pentru care am făcut piesele, cei care le ascultați, știți bine că mesajul contează și mesajul este unul bun, de actualitate. Și am făcut, după toată starea asta, am luat o decizie cât timp mai am, cât mai am sănătate, care e foarte importantă, și cât mai am zile, să fac cât mai mult bine pot. Și asta e decizia mea, un legământ între mine și Dumnezeu. Oricum am avut și înainte, dar acum e amplificat. Deci am filmat astăzi toată ziua, împreună cu Ionuț, cu Filip și cu alții, cu o echipă faină. Am filmat și săptămâna trecută un alt clip pe care deja l-ați văzut unii, am filmat și acum 2 săptămâni un alt clip pe care iarăși l-ați văzut și probabil că da, sunt multe, 3 clipuri în 3 săptămâni, dar dorința mea e să ajung la voi, să vă spun cât de multe lucruri din experiența mea, din sufletul meu și dorința mea pentru voi este să găsiți pace și liniște, să găsiți bucurie. Evident, oamenii nu pot să ofere așa ceva decât Dumnezeu în care eu cred din toată inima și nu mi-e rușine chiar dacă toată lumea se schimbă. Decizia mea este definitivă. Eu trebuie să ajut, trebuie să susțin oamenii, trebuie să susțin principiile lui Dumnezeu și vreau să vă susțin atât cât de mult pot. În final, vreau să vă rog să urmăriți piesele pe care le facem, să le distribuiți și să vă gândiți și să vă rugați pentru noi să facem cât mai mult pentru că timpul e scurt. Nu știu cât timp mai am de sănătate sau de libertate, dar cât timp ne-a mai rămas, susțineți-mă în rugăciune, luptați alături de mine și rugați-vă să am cât de multă putere, pentru că satana de fiecare dată a încercat să mă oprească. Evident că cei mai mulți o să zică, a, satana și nu știu ce, oameni care nu mai cred. Nu trebuie să creadă ei. Eu știu ce știu, știu ce experiențe am și o să le regăsiți în toate piesele. Sper să vă facă bine și piesa asta, e una dragă sufletului meu. Sper să o distribuiți la cât mai mulți și mulțumesc din toată inima tuturor celor care ați fost, care m-au susținut pe perioada bolilor cu medicamente, cu așa mai departe, celor care v-ați rugat pentru mine, celor care ne-au susținut cu filmările și cu tot ce am făcut eu, Ionuț, Isaim cu Ace Film, mulțumesc foarte mult. Filip, mulțumesc din toată inima și cei care v-ați implicat în toate felurile. Mulțumesc la toți pentru toate. Și nu uitați, noi dăm puțin, Dumnezeu poate oferi mai mult. Iar rămân în joc. Vrei și tu? Am terminat. Ce repede s-a întors cu fața. Zi, bă,
cum e la Banat? Super. Mâine nu. No, bine, măi. Mâine duminică, nu? Ah, de asta nu-i zic fericită. Iane. Mulțumim. Mâine pleacă acasă la Bistrița. Dar mai vine odată. Nu e așa amuzant, nu? Mănâncă, bă. Gata? Cum e la filmări? Obositor? Nu, nu. Mai obositoare așteptarea decât a început. Filmările țin. Albește și dragostea lumii, nu e nimic.